poate să facă din dragoste ură, dintr-un adevăr să facă minciună. Tu nu mă cunoști, pentru tine sunt nu. Pot fi orice în noaptea asta, pot fi un erou. Tu nu mă cunoști, n-are sens să-ți explic. Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt Sergiu Timar, iar alături de mine este analistul Geo Ciungălan. Mersi, Sergiule! Salutări telespectatorilor! Atmosfera e de nedescris pe acest stadion. Aștept cu nerăbdare fluierul de start. În această partidă se înfruntă Gloria Bistrița și Rapid București. Ce bine l-a deposedat! Obstrucție clară, arbitrul acordă lovitură liberă. Rapidiștii care au două opțiuni cu această lovitură liberă. Cornel Predescu. Cornel Predescu. Mihai Roman. Lasina Traore. Cornel Predescu. S-au jucat 15 minute. Arbitrul fluieră offside. Bună semnalizare a asistentului. Și Felipe Teixeira. Mihai Roman. Și Felipe Teixeira. Primește Barhana. Au șansa unui contraatac fulger. Atenție acum! Yedi Zahiri. Ce bine a deschis jocul! Au plecat toți pe contraatac! Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Milisavljević. Bună preluarea. Pasează în adâncime. Liniștește jocul acum. Frumoasă pasa. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. S-a văzut clar, balonul a depășit linia. Și centrează! Ideea a fost bună, execuția nu. Fundașul s-a lipit de el la această fază, cu toate astea a reușit să tragă, dar se putea să o facă și mai bine. Ar trebui ca această ratare să mai spele din frustrările fanilor, care au fost nevoiți să aștepte atât de mult timp pentru a vedea o ocazie de gol. E o ocazie bună! Se reamingea gol! Și Rapid a deschis scorul! Ce abilități tehnice are acest jucător! A fost o finalizare de manual! Senzațional! Calitățile sale individuale au ieșit în evidență la această fază! E un dribler fabulos! Repriza s-a încheiat. Jucătorii au 15 minute ca să-și tragă sufletul. Au marcat exact la țanc. Acest gol cred că va schimba starea ambelor echipe la pauză. E o partidă strânsă până acum. E 1-0. Bine v-am regăsit. Să vedem ce surprize ne pregătește această repriză. Gloria Bistrița și Rapid București. Yedi Zahiri. Primește Barhana.
Trimite o centrare joasă. Milisavljevici. Să vedem! Cornel Predescu. Edi Zahiri. Primește Barhana. Fundașii au noroc! A fluierat offside! Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Avansează pe flanc. Intervine bine fundașul. Centrează bine. Ocazie mare acum. Ce intervenție promptă. Și centrează. Putea să tragă mult mai bine. David Dreano. Și Felipe Teixeira. Lobează mingea peste apărare. Pasă în adâncime. Va fi un nou corner. Centrează bine. Edi Zahiri. Venit egalarea mult așteptată. Cred că antrenorul lor e tare mândru de această reușită. Parcă a fost o fază ca la antrenamente. Reîncepe meciul, iar echipele se află la egalitate. Ce bine au reintrat în joc. Să vedem cum va decurge jocul după această egalare. Sunt foarte curios. Balonul e în careu. Ocazie bună, dar irosită. Ah, ce șansă a avut. Putea închide meciul la această fază. O trimite în careu. Ce ghinion. La Sina Traore. Schimbă jocul în flanc. Trimite mingea în centru. Pot răsufla ușurat acum. Oare a fost ultima lor șansă de a câștiga? A fost o încercare bună, dar dacă nu au marcat, cam degeaba. Mihai Roman. La Sina Traore. Care deja și-a demonstrat calitatea de marcator. Centrează în mijlocul careului. Ce încercare curajoasă! Și cât de bine a lovit mingea cu capul! Și Felipe Teixeira, care are un asist deja în dreptul numelui său. Au spațiu în acel flanc. Iată centrarea. Iată ultimul fluier al arbitrului. Chiar dacă s-a terminat la egalitate, acest meci a fost extrem de spectaculos, mai ales pentru spectatorii neutri. A fost o partidă